Ce să facem? Stăm acasă, cum stăște toată lumea, pentru că doar așa putem să fim în siguranță. Am o mică pupăcioasă iubiroasă aici. O să rămânem acasă și nu o să mai avem nimic să facem treabă. Și ne facem unghiuțele. Și astăzi mi-am luat acasă, înainte să intrăm în izolare, tot ce-mi trebuie ca să-mi fac construcție cu gel pe unghii și după aia să-mi dau și o jos semipermanentă. N-am cum să stau așa închisă în casă fără să-mi fac manicura, pedicura. Trebuie să ne descurcăm numeră. Hai! Eu vă arăt cum știu să-mi fac unghiile. Iar tu, dacă vrei să mai vezi un alt episod de beauty, puteți să-mi dați sugestii și să-mi dați idei într-un comentariu mai jos. Vă prezint acum pe rând tot ce mi-am cumpărat ca să pot să îmi fac o manicură și o pedicură impecabilă. Evelyn, vedeți că deja are trusa ei aici pregătită. Știu, sunt ai tăi bureței pentru pedicură. Gel. Gel. De construcție cu pensulă. Cu pensula. După aceea avem... A, pensula era aici, că zice din ambalaj, mă scuzați. Filă. Pentru că o să întrebați o filă. Avem și un buffer. Ulei de cuticule cu aromă de mango. Am mai multe nuanțe, să văd ce aleg la final. Lampa UV, care e foarte veche și puțin deteriorată, dar își face treaba. Dar se face așa. Și se face așa. Și dacă mai vreți să faceți un vlog cu noi. Da. Mai vreți să faceți un vlog cu noi? Și dacă vreți să... veniți la noi, puteți. Hai să începem. Hai să începem. În primul rând am deja această... E dor de voi. Da? Și mie mi-e dor de voi, iubita mea. O să mai veniți la noi. Mai venim, mai venim. Am deja această culoare dată de la salon, care începe să... Dacă... și-a zborul. Trebuie să dăm jos culoarea. Folosesc o pilă abrazivă în prima fază să iau finish-ul de la oja semipermanentă, după care voi pune acetonă, având în vedere că nu am freză ca să opilesc foarte rapid. Ami, sper că nu-ți curbă sânge. Nu, nu o să ne curbe sânge, pentru că știm ce face și pentru că oricum nu are cum să ne curbe sânge. Doar dacă ne lovim cu mâna acută, dacă ne lovim cu cuțitul, facem sânge. Da. Și nu avem de ce să fie talipi și să luăm cu cuțitul, că ăsta nu are nicio chestie. Uite, să aude. Are un ventilator înăuntru care să te ajute să se usuce oja mai repede. Da. Ca să nu mai facem. Dacă vreți să faceți un vlog cu noi, trebuie să apăsați pe un like și să... și vă aștept să veniți la noi. La noi acasă sau la noi pe canalul de YouTube? La noi pe canalul pe YouTube. Iată, eu lipesc ceva, că ceva s-a rupt de aici. Aș mâna aici în ventilator să se usuce? Păi trebuie să lipesc ceva aici, a fost ceva care trebuie. Bine, să până lipește ea ceva, încep și eu să-mi fac unghiile, da? Ați scris pe comentarii? Întreabă-i! A scris? Spune-ți-o dacă vrei să vă bat la fundul vostru. La fundul vostru? Scrieți odată comentarii! Că eu am niște mușcuri care fac așa... Hai să arătăm, am două mușchi, azi vedem care are bicepsul mai mare. Așa? Eu nu mai arăt că se sperie lumea. Zece bucățele tăiate pe care vom pune acetonă. Le vom monta așa și vom pune folia deasupra ca să scoatem oja semipermanentă. Nu ustură deloc!
punem acetonă, punem pe unghiuță și punem folia. Stilul Michael Jackson. Am început eu și mami a făcut continuarea asta și eu, iată ce am făcut o prostie. Te dai cu oje tu? Da, da, asta de copii, nu ceva serică. Da, este, o să o arăți la cameră ca să vadă și celelalte fetițe ce oje folosești tu. Oje de asta de copii. Mami mă iubește cel mai mult și îmi dă și lucrurile lele. Astea, alea, alea, alea. Trebuie să aspir mânuța, tra-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la. Mami, o să-ți văd că-ți curgă sânge din mână. Dacă faci așa ceva, o să mor de... O să deșim. Mica, dacă am făcut așa? Da. I'm black, I'm white. Yeah, yeah, yeah. Aha, e gata, o mână. Aștept două minuțele, scot folia, încep să pilesc, să dăm oja jos și mergem mai departe. Yes! Yes! Cam așa arată unghiuța mea, curățată de ojă. Le curățăm pe toate și mergem la pasul următor. Mm-hmm. Tu nu mă auzeam. Ai, da? Eu nu auzeam, da, normal, eu nu auzeam. Hai. Cum mă zice mama? Hai. Iubirea mea, sufletul meu, coconeanța mea, bitoasa mea. Bitoasa corcodica, mea. Corcodica, da. Corcodica mea, gărgărița mea. Gărgărița. Rățușca mea. Mi-am adus și rujul. M-a lăsat mami să iau. Oricum, iată culoarea numai. Culoarea lui mami a căzut pe masă. Da, pe masa mea. Nu mănânc! Lași cu vapor. Vă arăt imediat rezultatul. Da. Cum arată? Ia să văd. Curate, fără ojă. Sunt curățate, gata de dat gelul. Avem gelul, pensula și lampa UV, în care va trebui să introduc mâna câte 2 minute după fiecare aplicare de gel. Să începem. Dai un gel de construcție ca să-mi țină unghiile mai tari, să poată fi lungi și rezistente. Asta este pensula. Este o pensulă numărul 6, din câte mi-aduc aminte. Da, numărul 6 scrie pe ea. Deci, am întins gelul, după care introducem mânuța în apă, 2 minute. Să știi, băieților și fetelor, că m-am dat cu Deci ăsta mă lăsa. Am făcut bubiță. Doar ăsta merge. Da, ăsta puteți să-l folosiți. Pila aceea nu este pentru copii. Dar când creștem mare putem. Da, pentru că puteți să vă rămâne. Terminăm, după care o să ștergem cu spirit toate da, bubile. Da, cu spirit. Ca să degresăm, că altfel ele rămân puțin lipicioase de la gel. Eu am făcut de 3 ori sânge și nu am plâns niciodată. Și mai se întâmplă să vedem și alunit, eu am o leuniță aici. Yeah! Oh yeah! Dicmo! Am scos mâna din lampă, gelul s-a întărit, am șters cu spirit, am degresat. Voi pili ușor ca să arate perfect. Așa arată, aplicăm semi-permanenta. Da. Începem să dăm culoarea și avem aici startul, vom da apoi
culoarea, alegem ce combinații facem și la final finish-ul. Aplicăm startul, după care vom băga mâna în apă 2 minute. Mă angajez manicuristul. M-am gândit să fac o combinație mai fresh, așa, de culori mai vesele, din așa între rozuri mai intense. Eu m-am schimbat în pijamale, dar mai e noapte și vreau să dorm. Și dăm finish-ul. Cât de mult mai bine? Foarte, foarte, foarte mult. Până la cer. Și până la noapte mă iubesc. Până la noapte? Și până la dimineață. Iubita mea. Mi-am furat o bombonică de la tine, ok? Da. Gata, Mani, am terminat mâna stângă și rezultatul final, hocus pocus. Sper că vă plac unghiuțele mele. Și acum pot să stau liniștită acasă cu o manicură perfectă. O să continui și cu pedicura, o să o fac identică ca la mâini, cu aceeași gamă de culori. Vă pup tare, vă iubesc! Plac unghiuțele? Da. Ai și bine? Da. Hai să le dăm să un pupic. Da, poți să le și ating. Și da, să le dai și un pupic. De noapte bună. Noapte bună.